În lupta pentru oase puternice și sănătoase, dieta joacă un rol crucial, motiv pentru care am creat împreună cu un nutriționist o listă cu alimentele care nu ar trebui să lipsească din coșul de cumpărături. De la produse lactate și legume verzi, la pește și nuci, aceste alimente sunt surse bogate de calciu, vitamina D, magneziu și vitamina K, esențiale pentru sănătatea noastră. Află mai multe despre aceste alimente și cum le poți integra în dieta ta pentru a-ți întări oasele și a preveni riscul de osteoporoză. Sunt două direcții în care trebuie să ne ducem. Una este cea legată de sport, la care nu o să mă refer foarte mult acum. Persoanele sedentare au un risc mult mai crescut de a face osteoporoză. Nutriția este o cealaltă componentă importantă pentru simplu fapt că aici avem materia primă din care se construiește osul. Pentru a preveni osteoporoza, planul alimentar trebuie să fie bogat în calciu, vitamina D, magneziu și vitamina K. Calciu știm cu toți că se găsește în multe surse, dar lactatele pe care le avem la dispoziție sunt surse importante, nu doar de calciu, dar și de proteine de bună calitate și nu ar trebui să lipsească din alimentația unei persoane care înaintează în vârstă și care vrea să facă prevenția osteoporozei. De asemenea, îl găsim și în o mulțime de surse vegetale, dar nu în aceeași cantitate ca în sursele de origine animală. Poți consuma un pahar de lapte la micul dejun sau îl poți include în smoothie-uri. De asemenea, nu ezita să folosești brânză în salate, sandvișuri sau ca gustare între mese. Proteinele sunt prezente în foarte multe alimente, în principal vorbim de alimente de origine animală, carne, lactate, ouă, pește, dar dacă ne referim și la cele vegetale, găsim și aici surse bune, toate leguminoasele, fasole, mazăre, soia, năut, dar și ciuperci și cereale. Peștele, în special cel gras, este o excelentă sursă de vitamina D și omega-3, care ajută la absorpția calciului. Iar vitamina D ajunge în corpul nostru din două surse. Pe de o parte este cea din surse externe, din alimente, ficat, carne, ouă, prin nou lactate, și surse vegetale, toate frunzele verzi, însă o fabrică și organismul nostru. În prezența soarelui, deci vara, cel puțin e bine să ne expunem cu măsură, bineînțeles. Și vitamina K? Vitamina K este de asemenea importantă, dar, să zicem, pe locul 2 și pe ea o luăm tot așa din produse de origine animală. Legumele verzi sunt bogate în calciu și vitamina K, ambele esențiale pentru sănătatea oaselor. Așadar, adaugă spanac în salate, supe sau smoothie-uri, gătește cale la aburi sau sote și servește-le ca garnitură. O alimentație diversă ne poate aduce suficiente cantități de din acești nutrienți. E bine să, ca persoanele, pe măsură ce înaintează în vârstă, să meargă la medic pentru a-și verifica nivelul densității osoase, se fac investigații specifice prin care se poate diagnostica din timp. Sunt și alimente pe care n-ar trebui să le consumăm sau poate obiceiuri care cumva încurajează apariția osteoporozei? Din nefericire, există alimente care pot contribui la osteoporoză, mai ales prezența sodiului, prezența săicului, excesul de sare în alimentație, care nu doar pe partea cardiovasculară este periculos, ci și în zona asta de osteoporoză, deci trebuie să avem grijă câtă sare consumăm. De asemenea, cafeaua, sucurile carbogazoase, cofeină, toate astea pot să aibă un efect negativ în cantități mari. Educația nutrițională este o necesitate pentru viața noastră, pentru că în felul ăsta învățăm să mâncăm sănătos și să prevenim, să nu ajungem în faza în care tratăm. În momentul de față putem găsi mulțime de cursuri în mediul online. Osteoporoza este o afecțiune caracterizată prin rarefierea structurii minerale a osului, începând cu osteopenia, un grad mai redus de rarefiere și progresând către osteoporoză, unde osul devine fragil și mai susceptibil la fracturi. Aceasta apare frecvent la persoanele în vârstă, în special la femei, dar poate afecta și tineri în urma anumitor tratamente, la sportivi sau la cei cu alimentație necorespunzătoare. Pregătește-te să